Mulțumim foarte mult. Continuă investigațiile în cazul azirelor groazei. La această oră este audiat la sediul IGPR unul din personajele cheie în dosar, proprietarul uneia dintre clădirile în care s-au descoperit ororile. Despre cine este vorba ne spune colega mea Antoanela Răileanu. Bun găsit, Antoanela. Te urmărim. Bună ziua și bine v-am găsit. Așa este, chiar în aceste clipe aici la sediul Inspectoratul General al Poliției Române are loc audieri pentru Mihai Bârsan, cel care este proprietarul imobilului în care își desfășura activitatea Centru de Bătrâni Armonia din Voluntari. Așa, după cum bine știm, azilul Armonie era gestionat de către Ștefan Godei, însă acesta închiria spațiul de la Mihai Bârsan, care astăzi a venit în calitate de martor aici la sediul IGPR. Audierile, după cum bine știm, durează mai bine de două ore și pare că nu se vor sfârși prea curând. Imobilul în care funcționa Centrul Armonie a fost închis de către procurori, iar astăzi doar banda cu trecerea oprită amintește că acolo s-au produs orori și atrocități la adresa acelor bătrâni care au fost maltratați și chinuiți. Rămânem aproape să vedem care sunt concluziile acestor audieri și pe măsură ce apar detalii revenim cu amănunte. Antoanela, îți mulțumim foarte mult. Scandalul azirelor